Suntem foarte vulnerabili în această perioadă. Vă mulțumesc că ați acceptat să povestiți cu mine, domnule dr. Cristian Andrei. Ce facem? Unde suntem? Că nu ne e bine. Pare că oamenii sunt din ce în ce mai puțin fericiți în ultima vreme. Și nu cred că e doar de la izolare. Da, este foarte adevărat că pentru a afla unde ești, trebuie să te uiți la celălalt, că nu te poți uita la tine ca să afli unde ești. Și din cauza faptului că suntem la distanțare socială, iar distanțarea socială e o distanță de nemăsurat, avem într-adevăr o perioadă de lipsă de reper, de confuzie, de incertitudine. Lumea se tot întreabă când se termină și când va fi ca înainte. Iar acestea sunt întrebări cam fără răspuns, pentru că sunt și oameni care vor să își aroge puterea de a răspunde. O să fie peste două săptămâni, la sfârșitul lunii mai, o să vedeți, totul o să se relaxeze. Dar adevărul este că nu se știe foarte clar și că oamenii care reușesc să facă schimbări de stil de viață și care nu au nevoie de acest răspuns, când va fi ca înainte, sunt oameni care s-au adaptat deja. Acum aș porni discuția de la povestea asta cu distanțarea socială. E o formă de însingurare, cel puțin în, acolo unde sunt oamenii trecuți de anumită vârstă, cei mai mulți sunt singuri. Și e greu de luptat cu singurătatea, în care singurul prieten este televizorul, unde nu vin vești bune. Cum rezolvăm aici fricile? Pentru că evident, toți ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu mine dacă mă îmbolnăvesc, ce se va întâmpla cu ai mei dacă pățesc ceva, când se va termina, ce va fi după. Am să vă spun ceva oarecum personal. Eu acum locuiesc undeva la țară, la marginea Târgoviștei, și am, ca orice om de la țară, vecini. Da? Există gard între mine și vecini. Chiar am lucrat la gard zilele astea. Și discuția peste gard cu vecinul este aceeași discuție ca pe vremuri, fără să existe mai mulți metri decât cei doi sau trei care erau de obicei. Îți dai seama că vecinul tău are oarecare încredere în tine, tu poți să ai oarecare încredere în el, în același timp nu te pupi cu el, poți să vorbești spre găina care sare gardul, poți să vorbești spre gard. Și dau exemplul ăsta pentru că aș vrea să se înțeleagă foarte clar că distanțare socială nu înseamnă izolare, nu înseamnă lipsa contactului, înseamnă doar alte maniere. Înseamnă să te comporți un pic altfel, fără să mai intri în înghesuiala aceea specific urbană, în care te pierzi în mulțime, îți place să fii văzut de aproape și să vorbești nelimitat. Oamenii de la țară, că mă întorc la ei, ei sunt o valoare inestimabilă pentru România de astăzi. România supraviețuiește și se normalizează plecând de la acești oameni de la țară, care continuă fără niciun fel de tulburare viața pe care o aveau, care continuă să iasă în spațiile vaste ale naturii și ale agriculturii, care continuă să comunice de la distanță, țipând unii la alții peste dealuri. Știți cum se țipă la țară? Și avem de învățat, de reînvățat de la acești oameni și de la copii și de la adolescenți ce înseamnă altfel de a trăi decât acela anomic și aglomerat de până acum. Aș vrea să lămuresc termenul de anomic. Anomie este când, deși este foarte mare înghesuială, sau poate tocmai pentru că este foarte mare înghesuială, nu te uiți în ochii celuilalt și nu te interesează cum îl cheamă. Nu-l cunoști personal, chiar dacă ești foarte aproape de el, fizic. Acest fenomen este specific comunităților urbane, dar comunitățile rurale nu sunt afectate, nu au fost afectate de anomie și ca atare nu sunt afectate acum de pandemie. Domnule doctor, v-aș întreba clar ce să facă oamenii care stau în cutii de chibrituri, nu cei de la țară, care sunt într-adevăr poate un pic mai privilegiați în această perioadă. Sunt mulți, locuim în cutii de chibrituri numite blocuri, unii dintre noi ne teamă, poate așa, peste balcon să ne mai salutăm cu gesturi simple despre ce înseamnă de fapt izolarea asta, care cumva este principalul motiv din spatele panicii, din spatele fricilor noastre. Cum rezolvăm?
De obicei, o astfel de viață se aseamănă oarecum cu cea din penitenciar. Da? Din instituțiile totale, ca să nu vorbesc mai de penitenciar. La instituții totale includem penitenciarul, mănăstirea, cazarma și spitalul de cronici. Da? Unde omul stă internat, ca să zicem așa, și devine o cifră. Da? Oamenii în ziua de astăzi, cei din mediul rural, urban, pardon, într-adevăr riscă să devină o cifră. De infectați, neinfectați, carantinați și așa mai departe. Există soluții pentru așa ceva și iarăși trebuie să învățăm de la cei din cazărmi, din mănăstiri, din spitale și din pușcării, ca să vorbesc. Adică vă dați seama, oamenii din închisori nu sunt afectați deloc de pandemie. Da? Nici cei din mănăstire. Asta înseamnă că s-a produs adaptarea acestor oameni de ceva timp. Ei probabil că ar putea fi considerați ca fiind pedepsiți sau cu o viață cruntă, dar de fapt, fiind adaptați, nu mai pot considera asta. Și atunci există ieșirea simbolică din spațiul respectiv, adică ieși prin comunicări simbolice, trimițând lucruri sau cuvinte, mesaje de tot felul celorlalți oameni, ieși de acolo făcându-ți planul și pregătindu-te pentru ziua în care vei face și altceva, ieși de acolo folosind altfel spațiul acela pe care îl considerai ingrat și prea redus, îl folosești prin diversificare, prin schimbarea destinației diverselor obiecte, da? Prin ritualizare, adică având mici ritualuri în fiecare zi, cum ar fi ritualul serviciului la domiciliu, ritualul socializării cu familia între anumite ore la serviciu, ritualul solitudinii pentru a face reflexii personale, ritualul igienei personale, ritualul acordat naturii, pentru că există un pic de natură în preajma noastră și merită să vedem ce mai face ea. Vă zic că putem să umplem spațiul mic cu lucruri de asemenea mici, diverse, dar care într-adevăr nu mai seamănă cu cele care au fost cantitativ și intensiv obișnuite pentru noi cu ceva timp în urmă. Trebuie să găsim motivații să facem asta. Unii dintre noi am stat o multă vreme înspăimântați, cu telecomanda în mână, uitându-ne de pe un canal pe altul. Cred că trebuie să depășim asta și ca să putem depăși, primul pas este să căpătăm motivație, să ne găsim un motiv bun să ne ridicăm din canapeaua care atâta vreme a apărut atât de comodă și să facem ceva. Cum găsim motivație, domnule doctor? În ce? În zilele astea, eu recomand oamenilor din mediul urban să găsească motivațiile și inspirația la ființele și persoanele care se află în dezvoltare în preajma lor. Asta înseamnă animăluțele din casă, copiii, adolescenții, plantele care cresc în această perioadă și deci tot dezvoltare se numește. Dacă ai stors o lămâie și ai pus o sămânță în un ghiveci, vei vedea că răsare, încolțește ceva din ea. O să o auzi în fiecare zi. Am să vă spun iarăși o chestie personală. În zilele acestea, eu mă uit la resadurile de varză, castraveți, roșii, de ei, cum cresc, și întorc ouăle puse la clocit, ca așa se face. După ce le pui la clocit, trebuie să le întorci pe parte și pe cealaltă. Asta o să urmărești ființele care fac ceva cu viața lor dezvoltându-se. Să te inspiri din dezvoltarea lor. V-aș întreba acum despre frici. Pentru că toți avem. Ne e frică dacă ieșim și se întâmplă ceva. Ce se întâmplă cu ai mei dacă eu pățesc ceva? Ce se întâmplă după? Când se va termina? Oare ce va fi cu mine și cu jobul meu? Toată lumea are frici. Pare că este epidemie de frici și e corect să fie așa. Pentru că nu ne-am întâlnit și ne luptăm cu un inamic nevăzut. Pe de altă parte, tot un mare psihiatru spunea la un moment dat că, și cred că știți expresia, curajul este un mușchi. De unde începem? Cum începem? Cum ne stingem fricile astea? Pentru a stinge fricile, nu ai nevoie neapărat de antifrică, adică de curaj. După părerea mea, frica din această perioadă conține anxietate. Adică una este frica cu obiect,
te ferești de ceva care te-a atacat cândva, te-a făcut să suferi și îl identifici și fugi. Și alta este anxietatea, adică această stare de agitație, de apărare împotriva a ceva ce nu poate fi perceput. Corect. Într-o situație în care noi avem anxietate, nu știm ce urmează, de exemplu, totul pare să fie gol și lipsit de soluție, primul gest pe care trebuie să-l facem este să umplem golul cu informație. Instinctiv, oamenii fac asta uitându-se la televizor, dar din păcate televizorul nu oferă soluții, ci mai degrabă probleme peste probleme sau reiterează problemele. Le tot repetă. De fapt, mult mai util ar fi un televizor sau măcar internetul care știe să facă asta, care îți oferă informații diverse, dar și soluții posibile. Unii oameni găsesc, mai țineți minte, a apărut într-o perioadă curentul cu cum să-ți faci o mască în diverse feluri la domiciliu. Da? Sau toate aceste convorbiri, inclusiv asta pe care o avem noi acum. Ce soluții să găsești? Cum se explică un lucru sau altul? Sunt foarte bune astfel de abordări, pentru că mintea ta de om, în afară de emoții, are nevoie și de rațiune cu care să se poată liniști. Rațiunea liniștește emoția. A spus o frază pe care cred că o să o folosesc ca leitmotiv în interviurile viitoare. Să vorbim puțin despre, sigur nu putem să proiectăm viața noastră în viitor, dar încet, încet lumea își va intra în drepturi. Încet, încet viața se va întoarce, nu știu dacă la ce a fost, pentru că după părerea mea și a altor specialiști, nu va fi niciodată la fel ca înainte de pandemie, decât poate după ce vom găsi un antidot serios, un vaccin și un tratament, dar atunci, nici atunci nu sunt sigură că va fi totul la fel. Care credeți că sunt lucrurile care se vor schimba definitiv în viețile noastre, domnule doctor? Că tot vorbeam despre frică și despre anxietate, odată cunoscută anxietatea, ea este memorată pe termen lung. Yeah. Oamenii continuă și vor continua probabil să se ferească de epidemii într-un cu totul alt fel decât până acum. Vor fi mai atenți în ceea ce privește călătoriile, fără motiv, aglomerațiile, posibilitatea de a se îmbolnăvi și vor fi atenți la stilul de viață ceva mai mult probabil. Deocamdată stilul de viață acum este modificat în sensul consolidării. Se pare că lumea mănâncă mai mult decât înainte, încearcă mai mult decât înainte să se ferească, să-și conserve energia. Nu este foarte sănătos acest lucru, bineînțeles, dar e de înțeles oarecum prin predominanța instinctului de conservare în această perioadă. Însă încetul cu încetul instinctul de conservare va trebui să lase loc unor instincte de asimilație superioare. Noi asimilăm atât prin mâncare, dar asimilăm și prin cunoaștere, după cum spuneam, și asta face avantajul speciei noastre. Pe măsură ce oamenii împărtășesc informații, se produce adaptarea la noua situație. Adaptarea la noua situație înseamnă că lucrurile nu vor mai fi cum au fost, ci vor fi cum au început deja să fie. Adică, oamenii vor învăța să prețuiască alte valori decât până acum. Vor considera că lucrurile mici chiar sunt vizibile și importante. Chiar lucrurile microscopice au devenit destul de importante. Oamenii vor pune preț pe cei care duc viață mai simplă. Oamenii au început să pună preț și să perceapă cu totul altfel ce înseamnă să produci și nu doar să consumi. Acum aș dau seama cât de importantă este producția, unde sunt oamenii care produc, unde sunt oamenii esențiali ai societății și au început să-i aplaude, au început să-i caute, să-i prețuiască și cel care a rămas doar în rolul de consumator, trebuie să mai cumpăr încă ceva, să am provizii, este cel mai anxios, de fapt, în această perioadă și antidotul pentru această persoană consumatoare de tip urban, bineînțeles, este să înceapă să producă într-un fel sau altul idei, planuri pentru ceilalți și pentru sine, mici valori care să contribuie la adaptarea societății față de această situație nouă.